Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ovid Minea și vă invit ca și în seara asta să fiți alături de mine și implicit de invitații mei. Ne propunem să discutăm despre accesarea fondurilor europene, despre submăsurile pe care dumneavoastră doriți să le accesați, dar și despre Startup Nation, un program extrem de îndrăzneț, un... Proiect binevenit și bine primit de către românii anul trecut. Sunt convins că el va avea succes și anul acesta. De aceea ne propunem să vă oferim mai multe detalii, mai multe amănunte în seara asta aici. Aveți posibilitatea să intrați în dialog cu noi, fie prin intermediul telefonului 031 405 2800, fie prin pagina noastră de Facebook AgroTV minus Agricultura la raport. Dar până să începem să discutăm despre ce se întâmplă în seara asta aici, vis-a-vis -vis de acest program Startup Nation și despre celelalte submăsuri, dați-mi voie să vă prezint invitații mei și să le spun bună seara, să le mulțumesc pentru faptul că și în seara asta de marți sunt prezenți aici în studio. domnilor Marian Vișuilescu. bună seara! Bună seara! Și domnul Ion Păunel, bună seara și dumneavoastră, și vă mulțumesc că Bunseara. sunteți aici la Agricultura, la raport. Domnilor, așa cum anunțam din prezentare, haideți să le reliefăm oamenilor în ce constă această sumă. Sură Startup Nation sunt mulți telespectatori interesați să afle ce ar trebui să facă. Câți bani pot accesa și, mai ales, ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a putea să folosească fondurile astea nerambursabile. Vă rog. Startup Nation este un program național lansat de guvernul României anul trecut, în 2017, pentru prima dată. Suma care poate fi accesată prin acest program național este de 200.000 de lei echivalentul la vremea când se lansează la cursul din ziua respectivă. Anul trecut s-au încadrat undeva la 44.000 de euro. Nu este un program măresc ca sumă alocată pe proiect, în schimb este foarte permisiv. Adică în sensul că sunt foarte multe activități din nomenclatorul Codurilor Caen, eligibile, și mai ales aici se mulează foarte bine în, în domeniul rural și agricol părțile de procesare. Mica procesare, cum putem să-i spunem, o mică procesare de legume, mică procesare de, de fructe. Aici discutăm fabricuțe de gemuri, de bulion, sucuri de, de, de fructe. Observăm că anul ăsta avem o producție foarte bună de fructe. Nu au preț. ca Așa se întâmplă când avem producție foarte mare, și atunci asta ar fi o soluție pentru, pentru acei producători care mai, în spate mai au și livezi extraordinară. Sau să fructifice zona de unde sunt dânsi unde se află foarte multe livezi. De asemenea, un alt exemplu poate fi. O mică fabricuță de procesat laptele, să nu ne gândim uh, la cantități și produse nenumărate. Uh, când vorbesc aici la lapte, noi am gândit o structură de genul să se producă brânză, unt, smântână și urdă. Uh, aici ne-am încadrat ca și bani și ca, ca și echipamente. Mai sunt și altele, gen patiserii, covrigării care bă, fructifică, să zicem, produsele agricole destul de Bun, știu bine. că există o grilă în urma căreia sunt bonificate aceste proiecte. În funcție de ce și vreau să le spunem celor de acasă care sunt activitățile cele mai bine poziționate în momentul de față, pentru că știu că există producții, aveți activități creative, creative IT și așa mai departe. Și așa Ser mai departe Servicii și comerț. Bun, și comerț. dacă ar fi să facem un clasament, care sunt cei mai îndreptăți sau mai corect spus, care sunt uh, firmele care au întâietate la acești bani? Anul acesta programul Startup Neșel cunoaște uh, o mică schimbare. Încă n-a apărut forma finală a uh, ghidului pe, pe site, dar uh, se pare că lucrurile sunt aproape 99% clarificate. Și ce vreau să vă spun vis-a-vis -vis de această modificare. Dacă în anul 2017 doar firmele de IT și de producție primeau, uh, puteau obține punctajul maxim, adică maxim 100 de puncte, Anul acesta intră și gama de, de servicii în acest punctaj, deci pot, se pot duce și la 100 de puncte, mai puțin comerțul. De ce, sau, sau de ce presupun că s-au introdus și serviciile? Pentru că atât în mediul rural, cum spunea colegul, cât și în mediul urban, pentru că aceste proiecte trebuie specificat că se pot accesa atât de persoane care vor să desfășoare activitate non-agricol, atât în urban cât... Deci pot desfășura această activitate și în urban și în rural. Cred că este nevoie de, de servicii în România la această dată, mai ales în spațiu uh, rural. Să nu uităm că nu mai avem la această dată o mică secție de mecanizare, nu mai avem o vulcanizare, nu mai avem uh, o cojocărie și așa mai departe. Deci, o da, dar știu că la un moment dat, uh, cred că dumneavoastră mă puteți corecta dacă greșesc, uh erau foarte multe vulcanizări, saloane de înfrumusețare și așa mai departe. Nu așa numai este, în mediul dar în rural timp, și în mediul urban, un eu vă fă, S-a făcut o triere, s-a făcut locale. o triere, dar să știți că și noi consumatori, într-un fel sau altul, că ne putem numi consumatori și cei care beneficiază de aceste servicii, am ajuns la concluzia și dorim să avem aceste servicii atât în satul nostru, în comuna asta, cât și în, în alte știți orașe, ce? pentru Ști... că și da, vă rog Știți ce sunt eu curios? Să aflu de la dumneavoastră dacă avem oarecum o evidență a firmelor care au depus proiecte, au câștigat și au reușit să-și continue activitatea o perioadă mai lungă. Știu că doar anul trecut s-a -a deschis acest program și e prematur să ne pronunțăm, dar ar fi interesant să aflăm evoluția lor în timp, pentru că dacă banii ăștia se consumă timp de 2 ani cât uh, sunt obligați să implementeze respectivul da, proiect. 8, 2 ani, da? Iar după această perioadă se alege praful. Nu știu dacă sunt foarte eficiente respectivele societăți. La o primă privire, po poți să te gândești, da, 2 ani de zile, uitați, au dat de lucru la nu știu câți oameni, au adus bugetului de stat uh, următoarele. De fapt, sunt 3 ani că ani. anul de implementare plus 2 ani de <coughs> monitorizare după implementare. Bun, trei ani, dar poate că ar fi trebuit construit acest program de la o necesitate a spațiului românesc. Sunt convins că a necesitate. Adică, să știm, necesitate. nu știu, domnule, în județul <coughs> Ilfov avem nevoie de 100 de covrigării. Nu știu, no, e știu. mult poate spus în felul ăsta. Dar dacă o să ajungem să avem 100 de frizerii, și 100 de vulcanizări, și după 3 ani de zile știți, rămân două frizerii și o vulcanizare, nu știu dacă e eficient nu, programul. Acest program nu este pentru. Eu vă întreb -a, acum. -a, a fost -a construit -a. special pentru o dezvoltare accelerată a IMM-urilor, cât mai mult a fost o chestiune de protecție pentru uh, oamenii care nu aveau locuri de muncă. Pentru că prin faptul că uh, ai obligația prin acel punctaj pentru care te, te bați să angajezi minim două persoane, atunci se creează niște locuri de muncă binevenite, iar prin rostogolirea și plata impozitelor la acești doi angajați, de fapt, acești bani în trei ani se cam întorc. Dacă nu faci o activitate da. profitabilă. Vedeți, dumneavoastră, nimeni nu poate deci și să impună în județul Olt trebuie să facem 27 de frizerii, în județul trebuie să facem 50 de vulcanizări. Inițiativa privată aparține fiecăruia. Fiecare trebuie să gândească acest tip de afacere și, adică, larghețea programului este foarte binevenită. Acum, vis-a-vis -vis de multitudinea de tipuri de afaceri care vor apărea pe piață, s-ar putea la unele să avem un excedent și să. Placheze. viitor. Clacheze da, dar piața viitor. vine și reglează. Piața vine și și, reglează. și mm. faptul că uh, ai obligația de a avea minim 2 angajați și ca să obții un punctaj mai bun poți să duci la 3, 4, 5 angajați, uh, cum spunea și colegul, uh, este generator de taxe și impozite către stat și te forțează pe tine ca antreprenor să, să ai activitate și să faci ca activitatea ta să fie și profitabilă. Pentru că dacă folosim doar acești bănuți pentru a plăti taxele și impozitele, cam în 2 ani de zile, 3 ani, e ca întârna și nu merge, nu merge afacerea. Adică, întrebați dumneavoastră mai devreme dacă cumva aceste proiecte care s-au finalizat, au întrecut și au fost finanțate, dacă li s-a dovedit eficiența sau eficacitatea. Momentan nu putem spune acest lucru, mai sunt încă în derulare foarte multe uh, contracte care au fost semnate, dar nu au reușit să ducă la bun sfârșit uh, implementarea planului de afaceri, pentru că și-au propus fiecare achiziția de anumite tipuri de utilaje, de echipamente și așa mai departe, unele se produc în România, unele se produc în afară, uh, fiind vorba de mici întreprinderi, mici întreprinderi vorbim de utilaje și echipamente de capacități foarte mici și producătorii îi fac aceste tipuri de echipamente, dar nu le-au pe stoc de fiecare dată pentru că, vedeți, afacerile mici se pliază pe fiecare în parte și atunci este o perioadă de o lună, două, trei, chiar șase luni de zile până când aceste echipamente pot fi fabricate și achiziționate de către beneficiar. Sunt foarte multe tipuri de afaceri pe care antreprenorii din România le pot, le pot accesa eu cred că este un program binevenit și este unul dintre cele mai generoase programe pe care le-a avut România până în prezent. Vorbim de 10.000 de firme anual, deci dacă în PNDR avem între 3.000, 4.000, maxim 5.000 de beneficiari pe un an și pe măsură ce bugetul scade, avem din ce în ce mai puțini bani pentru a finanța mai mulți fermieri, 10.000 de antreprenori anual timp de 4 ani de zile, din ce am citit în ultima... Profesorul comunicat, da, în ultima versiune, inclusiv în anul 2020, vor fi alocate încă 2 miliarde de lei noi pentru uh, încă 10.000 de, de antreprenori. Așa cum anul ăsta s -a găsit aceste formule de a introduce partea de servicii, poate la anul uh, vor fi punctate mult mai bine alte tipuri de, de activități. Uh, tot ca uh, noutate, deci față de anul trecut, se poate cere și un avans de 30%. Care eu zic că este binevenit pentru, pentru un antreprenor la început de drum. Că, încă o dată, vreau să mă repet, re facem distinția. Vorbim de mici afaceri, de oameni care nu au un loc de muncă, care știu o meserie, știu un tip de afacere și își doresc să-și aducă plus valoare atât pentru ei cât și pentru cei pe care îi angajează. De asemenea, încă de la început se poate. Cere încă 30% sau către final 30% numai pentru partea de salarii și taxe și impozite. Cred că aceste facilități vor, vor conta anul acesta, vom avea mai mulți beneficiari ca orice proiect sau ca orice program deschis, vă dați seama că va fi o concurență, o bătălie. Pentru că anul trecut, dacă au fost 9.000 și ceva de beneficiari, parcă s-au depus în jur de 13-14.000 de, 18, 000. 18, 000 de proiecte. Anul ăsta s-ar putea să avem 20 sau chiar 25.000 de, de proiecte. Nu, din estimări se pare undeva 40-40 ceva de mii Am de... Am vrut să fiu mai... Da, da, da cam așa este. Cam așa da. este ce spuneți dumneavoastră. Deci e bine să-și caute un consultant bun. E bine să... De la ce să... aș poți să te gândești că ai șanse reale? 9.500 100 de... de puncte. Dar aceste servicii, ca și de ce, anul trecut puteau să facă 95-100 de puncte, gama de IT și producție, anul acesta se includ inclusiv serviciile, pot face 100 de puncte. Criteriile de selecție și de departajare, unul din ele este numărul de angajați, după aceea... Minim care... 2, spuneați dumneavoastră. Minim 2 este... Cu cât ai mai, mult cu cât deci, angajați, să dăm atent, un exemplu simplu cresc. și clar. Dacă avem 2000 de proiecte cu același punctaj, cel care are trei angajați câștigă în favoarea celui cu doi angajați sau cel care are patru. primează numărul de, primează numărul de angajați. La... Și asta, vedeți, mai este o stimulare, o stimulare într-un fel sau altul sau o, o obligație față de de antreprenor, pentru că atunci nu te mai gândești ca să nu faci acea afacere profitabilă, cauți orice soluție, orice pârghie, de a rezista pe piață și de a aduce și, și profit, pentru că, pe urmă, de aceea și facem acest... Vedeți, ca și în fonduri europene, cum spuneam, că ne mai sună în emisiune oameni care ar dori să facă și un, un proiect european, dar... Sau o livadă cu nuci, sau eu știu ciupercăria... În trei zile. Trebuie să aibă și anumite cunoștințe vis-a-vis -vis de, de ceea ce doresc să facă, pentru că nu trebuie să gândim că doar o să luăm niște bani de la statul român și după aceea. Vedem noi ce o facem, o merge sau nu merge. Nimeni nu ne garantează cheia succesului, dar uh, un studiu de piață, cum spunea și dumneavoastră, atât antreprenorul, cât și uh, partea de consultant într-o fel de consultanță, poate să l îndrume către ceva și sunt foarte multe. Putem vorbi de fabrici de cuie, deci orice uh, activitate non-agricolă. Uh. Agrosel, profesionistul dumneavoastră în semințe de 20 de ani, alături de producător cu soluții românești. Avem genul ăsta de proiect și în Uniunea Europeană, sunt exemple în alte țări, genul ăsta de Startup Nation. Nu mă rog, prea este nevoie altă... în foarte multe din țările membre, în afară nu, de noi și Bulgaria. Și, da, țări ca, românini, ca Bulgaria, Ungaria. Nu, dar cred că acest program a venit într-un fel sau altul și ca și fonduri europene. Ce fac aceste, până la urmă, aceste uh, mijloace de, de finanțare? încearcă să păstreze forța de muncă în localitatea respectivă, în țara respectivă și ce, unde este deficitarea în România într-un fel sau la forța de muncă și la forța de muncă care ne-a plecat în afară. Venim cu aceste programe guvernamentale. E adevărat ce spuneți și... dumneavoastră, iertați-mă, dar cred că va fi destul de dificil dacă îi oferi unui om salariu minim pe economie să-l cooptezi într-un astfel de dar proiect. nu spune nimeni să-i dăm nu, salariu minim. Nu, e, nu ești obligat să dai salariu minim, dar mă uit că vin aici fermieri care au... Posibilitatea să ofere un salariu bun, chiar foarte da, bun, da. și nu găsesc oameni cu care să lucreze. Atunci, tu, tu, având o astfel de afacere, un astfel de business, fiind și la început de drum, nu știu, fiecare își face un plan. Da, de dar, vedeți, aici se, lucreză, afaceri. se lucrează. Se într-un alt mediu. De exemplu, fermierul își dorește pe cineva, dar ia pe câmp, în soare, în. Foarte da, da, plătește și pe o măsură, că sunt mecanizatori care câștigă păi. bani buni în România. Și aici, nu. pe partea de procesare, să știți, eu am fix ăsta cu procesarea, de ce? Pentru Dar, că vorbim fără. la o emisiune de agricultură și mă cam adresez mediului rural de foarte multe ori, pentru că acest program ar putea să-i ajute un pic, dat fiind faptul că e 100% nerambursabil, nu-mi cere vechime la firmă, ba din contră, trebuie firmă nouă, no, no. da? pe deasupra mi-angajează și doi oameni, îmi dă în buget posibilitatea să bugetez salarii pentru 12 luni. Deci, efectiv, eu 12 luni, pe lângă faptul că nu am nicio investiție făcută din buzunarul meu, mai am și bani pentru angajat. Păi, după alea, 12 luni, dacă eu nu funcționez ca și business, înseamnă că eu am o problemă. Și atunci, ori dau banii înapoi, ori mă chinui, sau... Ce se întâmplă cu cei care nu reușesc să ducă acest program la bun sfârșit și au primit El fiind un ajutor de importantă. Minimis, suportă regulile ajutorului de Minimis. Dacă lucrurile nu merg așa cum trebuie și undeva... Riscă posibil... să dea bani înapoi? Există și această posibilitate. În ce situație? Păi în situații în care nu au reușit să îndeplinească tot ceea ce și-au propus. Dacă... Atunci când au făcut firma și așa mai departe, au avut anumite probleme și. Deci, exact regulile ajutorului, ajutorului de minimis. Dacă nu reușește să-și achiceze echipamentele, dacă uh, intră într-o sincopă, cum să vă spun, cu bună știință. Deci dacă încearcă să eludeze într-un fel sau altul, atunci a vă dați seama că sunt niște reguli pentru a recupera acești bani. Adică nu primim acești bani și plecăm cu ei. Sau... și plus Iar pericolul tre... da, cel da, mai da, da. mare, dacă îmi da, da, permiteți aici, este ca după perioada de implementare, în cei doi ani de monitorizare, să nu poți să-ți plătești salariile și taxele și da. impozitele aferente salariilor. At atunci este cel mai și cel mai periculos? și uh, acest program este gen 4142 din uh, din PNDR. Nu primim acești bani înainte și uh, vedem ceea ce facem cu ei. Da, deci avem te... acel avantaj A... cu creditul punte. Cu creditul puncte. Spre da. deosebire de PNDR. Dar Ți-l dă pentru ceea ce ți-ai propus. Așa în, Bun, asta în, trebuie afacere, să le da. precizăm celor care ne urmăresc faptul că nu vor primi dumnealor banii ăștia efectiv. Intră în contul firmei, intră în contul în unei firme. Da. firme de acolo pleacă către furnizorii de echipamente, către și, salarii. Și către salarii utilită. și așa mai departe. Toți banii sunt gestionați într-un fel sau trebuie Să aibă și o contabilitate, că o SRL-ul asta are, adică... Iar începând de în anul ăsta le, le dăm o veste bună. Inclusiv cheltuiala cu contabilitatea pentru un an de zile e sumă eligibilă. Părerea mea că cineva care vrea cu adevărat să facă un mic business, mm. nu devine milionar, dar trăiește bine el și Eu familia simbol. lui și are posibilitatea chiar el să fie unul din uh, cei doi angajați. Bun, uh, iertați -mă, vă măsuri similare. Vă rog și să da. vă țineți da. ideea, domnul Păunel, pentru că avem un uh, telespectator. Poate dorește să afle mai multe lucruri chiar despre Startup Nation. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? De unde ne sunați? Hubert Cristian din Todirej de Schial. Bun, vă ascultăm, vă rog. Am și eu nouă familie de albii. Așa. m-ar interesa niște fonduri ceva. Dar nu se poate. Uh, bună seara, vă spun eu. Uh, dumneavoastră, să zicem, sunteți la început de drum cu doar cu nouă familii de albine. Din păcate, nici subvenții europene, nici fonduri europene nu puteți, nu puteți accesa. Pe măsură ce vă creșteți numărul familiilor de albine, albine și presupun că mai aveți și altceva prin gospodărie pe acolo, un hectar, două de teren pe care le cultivați cu ceva, am putea să ne gândim către o finanțare europeană, gen sub măsura 6 minim 15.000 de euro. Nouă familii de albine, acum mă scuzați că vă spun, e un fel mai de hobby, așa, cred că produceți pentru noastră și câțiva vecini sau acolo în sat puteți vinde această miere. Am înțeles. Mai aveți și alte întrebări? Nu. Bine. Seară bună, numai bine. Mult succes. Mulțumesc! Mulțumesc, că o seară bună. Mulțumim și noi pentru telefon. Sănătate multă, numai bine. Spuneam că acest program Startup Nation este într-un fel similar cu cele două sumăsuri din PNDR, chiar 6-1 pe agricultură și 6-2 pe non agricul unde se plăneau 50.000 și respectiv 40-50.000 la terenul fermier. De suma, ca sumă și ca uh, tip de activitate, se poate plia într-un fel sau altul și pe sau aceste tipuri de activități au fost finanțate și sunt încă finanțate și în PNDR. Vreau să spun ceva vis-a-vis -vis de sumă. Nu este o sumă chiar micuță. Dacă la tinerii fermieri primim 40.000 de euro nerambursabil sau maxim 50.000, iar la suma sura 62 primeam 50.000 de euro nerambursabil, 200.000 de lei noi, cum spunea colegul, este o sumă de undeva între 42.000 și 44.000 de euro, depinde de cursul euro. La data semnării contractului de, de finanțare. Deci, pentru o afacere uh, micuță, pen... și de ce se dorește că, acest tipuri de afaceri, că între... aceste tipuri de afaceri, că întrebați dumneavoastră, uh, și în europeană, uh, cel puțin pe partea de PNDR, s-a demonstrat că în perioada de criză uh, financiară, care a cuprins întreaga lume în urmă câțiva ani, câțiva ani de zile, se pare că afacerile micuțe nu au avut de suferit, nu au dat falimente sau falimentele au fost mai micuțe, nu atât de răsunătoare ca la uh, fermele foarte, foarte mari. Deci, până la urmă, și inițiativa privată trebuie uh, privată uh, la modul mic și mijlociu, da? Uh, trebuie stimulată. Unde un riscul -un, de piață e mai mic. Mai micuț. Una să pierzi 43.000 de euro și alta să pierzi câteva milioane bune. Da, că... Eu vreau mai da, să da, mai spun rog. un lucru aici, să nu înțeleagă telespectatorii, că fiind 100%, tu n-ar trebui să nu ai uh, niciun leu. Pentru Am. că sunt oameni care mă mai sună uh, și îmi spune, zice, păi da' de ce întrebe? Sunt câteva cheltuieli care se fac înainte de contractare, Mie gen un comision care se plătește la fondul de garantare. În valoare de cât. Vreau. Haideți să le dăm și cifrele astea oamenilor, să înțeleagă exact despre ce e vorba, pentru că A, de fiecare dată am fost corecți cu telespectatorii, așa vom fi în permanență. Să știți în că aici permanență. variază de la business la business, pentru că funcție de suma destinată echipamentelor și să calculează și acel... Bun, uh, de la cât atunci? Începând oricum cu ce sumă? Undeva în jur între 4.000 și uh, 6.000 de lei pe care îi plătești atunci. După aceea mai este un comision la bancă pentru analiza dosarului, care iar... Uh, Noi vorbim de lucrul acesta atunci când, cum spunea și colegul, de cei care nu au fondurile disponibile uh, să -și facă și din și se folosesc de Bun, bun. îmi cer scuze încă o dată față de dumneavoastră. Avem un alt uh, telespectator la telefon. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți, de unde ne sunați? Mă numesc Dubăț Thomas, sunt în Comuna Securității județul Arad. Vă rog. Eu vă urmăresc la emisiune, am 55 de ani. Mulți înainte! Mulți înainte. Mă bucur Mulți că urmăriți Agro TV. Da. Aș dori o, o, informare, sau nu știu cum să zic. Spuneți! La 55 de ani pot să accesez un fond de, asta, de dezvoltare, Eu fac legumicultura. Perfect. Și dețin 9 ări de grădină și mai am extravilant 18 ări. Deci aveți în total 2700 metri pătrați de legume în câmp. Da, aș putea să le folosesc. Nu aș vrea să fac spații protejate. Acum nu deține nici, o suprafață de, de, solar? Nu, nu, nu. La ora nu. Ca și colegul dinainte, Păi că eu trebuie această informație. Aveți o suprafață destul de micuță, dar nu de în considerare. Deci aveți 2700 m pătrați. Începând cu anul 2016, dacă nu mă înșel, ne trebuie doar 4000 de souri, Deci ar trebui undeva vreo 6500 metri pătrați de legume în câmp și o vechime de minim 24 de luni de când sunteți înscris la APIA. Și ați putea... N-ați fost niciodată la APIA. Nu, nu, nu. Am înțeles, aveți și o suprafață cam micuță. Bine ar fi pentru anul să vă înscrieți la APIA cu suprafața care o aveți. Așteptăm nouă PNDR, vedem ce, ce sumă sur, sau măsuri de finanțare vor mai veni și nouă PNDR pentru fermele mici, pentru că cu siguranță vor fi. Și ce vă sfătuiesc să măriți totul suprafața cât puteți dumneavoastră? Bă, eu normal, dețin 50 de zi de pământ pe, Mai în două poziții. Pe, pe două, în două locuri. Îl dețin și nu pot. Și apă astea, cam aici a fac eu, a 9 ori și pe alea 18 ori. Dar sunt convins că mai puteți lua ceva teren în arendă sau din surse proprii să faceți noastră acolo un 400-500 metri de, pătrați de, solar și după aceea să primim o finanțare nerambursabilă, să ne gândim în timp pentru fonduri mult mai, mult mai mari. Momentan, la această dată, nu sunteți eligibili nici pentru SAPS, deci pentru subvenția pe suprafață, nici pentru a accesa o sumăsură din PNDR. Vă mulțumesc frumos și o seară plăcută. Seară bună și dumneavoastră numai bine. bine. Domnilor, luăm publicitate și ne reîntoarcem la Agricultura la Raport.